Salut, sunt Toma Constantin. Bun venit la Embro. Astăzi o să-ți vorbesc despre emblemele brodate sau broderia de tip patch, cum o mai găsim dacă căutăm pe internet astfel de broderii. Aceste broderii tip patch au un foarte mare avantaj. Și acela este că ele pot reprezenta un produs în sine. Putem face genul acesta de embleme, le putem produce noi de la cap la coadă doar cu mașina de brodat și le putem vinde, comercializa ca atare. Sunt mai multe categorii de astfel de embleme. Vorbim de embleme militare, da? Vedem la poliție, la armată, peste tot au pe mânecă, au în piept acele embleme unde scrie numele și țara, au drapelul României. Da? Deci echipamentele militare, echipamentele de poliție, de la Ministerul de Interne, tot ce înseamnă armele de la Ministerul de Interne, echipamentele de la firmele de security sunt pline sau au aceste embleme pe ele. Brodate. Apoi, pot fi embleme de brand. Da? Avem branduri care atașează aceste embleme. Pot fi embleme fashion, da? Care să aibă un anumit design. Pot fi embleme cu mesaj. Pot fi embleme școlare. Da? Avem aici o emblemă de la o școală care se pun pe uniformă. Aici, de exemplu, avem două embleme de la poliția locală. Așa. Sau putem face, cum am făcut noi în trecut pentru cineva, o cruce care este de sine stătătoare, este brodată, este tot prin această tehnologie tip patch și cel care ne le comanda le cosea el pe anumite produse pentru biserică. Da? Deci sunt este o paletă foarte mare și putem să producem aceste embleme. Au o productivitate bună, nu este consum foarte mare de materii prime, de materiale și dacă știm să facem produse de calitate, vom avea succes cu ele. Sunt firme care sunt specializate doar pe brodare și comercializare de astfel de peciuri. Suveniruri. Aceste peciuri se pot aplica aproape pe orice. Le putem aplica pe rucsaci, pe ghiozdane, pe îmbrăcăminte. Este mult mai ușor să apleci un astfel de peci pe o mânecă decât să brodezi pe acea mânecă produsul finit. Da? Deci au o gamă foarte mare de întrebuințări. Ca să obținem o calitate bună, trebuie să cunoaștem anumite tehnici de lucru. Iar la cursdebroderie.ro, în platforma noastră de curs, avem un curs despre cum se fac aceste peciuri, aceste embleme. Și în acest curs o să vorbesc, o să fie câteva noțiuni introductive. Apoi o să folosesc de materialele folosite, ce materiale sunt recomandate pentru astfel de peciuri, astfel încât să avem o calitate cât mai bună. O să vorbesc despre digitizare, ce este special la digitizarea acestor peciuri și de ce trebuie să ținem cont când digitizăm peciurile. O să vedem cum le putem broda. Sunt trei metode de a obține aceste peciuri și o să le descriem pe toate trei. Apoi, moduri de tăiere și de finisare, care sunt, de fapt, o completare la brodare. Aici o să arătăm pe mașină, efectiv, cum brodăm, astfel încât să avem și o productivitate bună. Și aici, cum le tăiem și le finisăm. Și apoi, cum le putem aplica pe produs, că le putem aplica pe produs chiar și noi și chiar fără a avea o mașină de cusut. Așa că te aștept pe
platforma cursdebroderie.ro să te abonezi. Există un plan de abonamente. Pe această platformă poți învăța atât despre broderie, cât și despre digitizare, dacă vrei să faci niște broderii de genul patch-urilor de calitate și te poți axa doar pe acest tip de produse care sunt foarte productive și le poți comercializa atât online cât și în magazine de suveniruri, mercerii și alte tipuri de magazine existente. Deci abonează-te în platforma de curs și vei putea vedea tot acest curs despre patch-uri, un curs foarte detaliat, un curs practic, un curs aplicat. Va fi, de fapt, o serie de tutoriale în care arăt și explic tot procesul de producție a acestor broderii tip patch. Te aștept în platforma noastră.